Dar mesajele le poți lua în serios? Mesaj. La mine. Wow! Cum auzit? Mesaj. Nu veni să citești. Nu vii, vagabă. Că făvâtă, mă. Ce? Ieșim și noi la un film? Alexandra, e pentru tine? Mai râdem, ne mai descrețim frunțile, ne mai ținem de mână. Tu ai scris asta? În buzunar, cred. Popcornul e pregătit, iar distribuția vă va surprinde. Vă așteptăm ca și când. Hashtag movie night, hashtag cineva cinema, hashtag blockbusters. Ce fac viața mea? Bag un suc în tine? Bag un film acolo? Da, cum să nu viața mea? Și nu oricum, pentru că, lăsând gluma la o parte, chiar s-a pregătit ceva de excepție. Perluțele vor fi și spectatori și actori. Se pregătesc temeinic, apoi sunt împărțiți în două grupuri. Avem și quiz, iar câștigătorii aleg ce film urmăresc. Urmează ceva atât de special încât m-a lăsat fără cuvinte. Atât vă mai zic. Vizionare plăcută! Băieții în dreapta, fetele în stânga și mesajul în mijloc. Opa! Mesaj? Băieți, sunteți pregătiți? Da. Da! Care este media timpului alocat sărutului în viața unei persoane? Mai bine dați voi, că noi avem deja. Nu, zic eu, ca citane, o zic eu. Da, ridică. Da, bine, hai, facem așa. Fiecare parte. Da, ne poți să ridici tu. Răspunsul nostru este 5 ani. E bine că are 5. Răspunsul nostru este 5500 de ore. Răspunsul corect este... aproximativ 2 săptămâni. Puta, tu ce mai puțin? 2 săptămâni? Păi m-a pupat cu Alexia câte 3 ore pe seară. Ia. Vrem flirty dancing. Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir? Welcome to Moulin Rouge, babe. Ea e foarte senzuală, foarte seducătoare. Voi la, băi, voi trebuie. Ce faci așa cu pozele, mă? Da, mă, da. Hai că ne-a sărit pulsul. Bravo. Băi, dar ce bine dansezi, Căline, nu te-am văzut până acum. Oh, message. Ia Călinaciu. Care este numărul mediu al partidelor sexuale a unei persoane într-un an calendaristic? Într-un an? Bă, cred că știu la. Într-un an. Într-un numărul an. Mediu de partide sexuale. Foarte, 30, prost. Nu e, mă, frate, că alții dă pe săptămână. Păi da, mediu. Sau alții o dată pe an. Răspunsul nostru este 48 de ore pe an. 48 de partide. 48 de partide. Noi zicem că e 69. Aha! E 98. Bine, da, am câștigat. Bine! Bă, ce zic 90 prima oară, bă! O să alegem How to Lose a Girl in 10 Minutes. Mine aici, mă, fii atent. Ia, vei, cine-i, mă? Pantera! Auzi muzică! Da, vreți să-ți dea ochiată? Cum? Cine ți-a dea ochiată? Tu. Cine? Ce faci dacă te-aș saluta? Fugi? Te ascunzi? Sau rămâi? Ăsta e nou proaspăt filmul. Păi n-am unde să fug. Nu mai pupu acolo, da. Vrei să ajungă în Algi în finală? Ea care vrea să plece. Da. E rușine să te sărut de față cu toată lumea. Tu ești rușinoasă? Păi poate ne ascundem undeva. Pe bune. Poate. Mai pe seară. Opa. Băi, dar fără zbar acolo, ochii din umbră. Da, singură, că și lui îi place. Lasă-mi zic, ia-te bine. Ia-te bine. Ia-te bine. Vreau să ascult! Vagabond. Se ferește rău de tot, de-mi e frică de... Spartanc. Da. Fără după ceva rău? Eu cred că nu. Doamne! Tu cum crezi? Nu știu, vedea. Oh, oh, mai era. Oh, mi-a rugat, a venit Diana. A venit Diana! Îmi vine să mă arunc. Îmi vine să-ți arunc. Să-ți arunc.
Pe sincer. Băi, nu știu dacă mă văd neapărat, nu pot să zic. Am venit o săptămână, nu știu. Dar am zis că, momentan, nu e o chimie extraordinară. Ce nu wow. Da, da, da. Încerci să trăiești momentul. Plec acasă, mă rămătare. De ce? Hai, stai un pic. Uite la. Am văzut. Uite ce o leac. Dar am auzit un pic din conversație. Și? Devine interesant! Diana. Atât am auzit și eu. Atât am luat, am auzit. Ia uite ce caldă era lui Luis. Se uita în argi. Da, puțin asta jos. Ia prostul, prostul, logic. Băia bun. Asta. Mamă. Mamă, ce postură de căcat. Nu pus. S-a răcorit un pic, că era cald afară. Da? Dar ce bine le dă Nargi, bă. Mie mi se pare că lui stă cu Diana doar pentru a avea un cuplu și pentru a nu fi în pericol și pentru că știe că are siguranță. Pentru că eu nu spuneam niciodată, nu spuneam lui Nargi o secundă, bagă-te, dacă știam că sunt ok. Știu, nu. Înțelegi? Bă, dar sincer, e și băiat frumosel, păcat să-l pierzi. Frumosel, Luis. Face bine. Inima îmi spune să o aleg pe Diana, dar în același timp aș vrea să văd chestia asta cu Nargi, unde ar putea duce. Deci am dreptate. Mersi, Alexia! Eu îmi par de la lui. Ia să vedem. Cât la sută dintre bărbați ajung la orgasm în timpul unui act sexual? Oh, 5% nu ajung. Hai băieți, să vă auzim. Răspunsul dumneavoastră este? 92,7%. Răspunsul nostru este 85%. Bun, aproape. Ok. Vă pop! Cât? Răspunsul corect, 75%. Bă, și-am zis 78, bă! Următorul clip pe care vrem să-l vedem este codul lui Ada Vinci. Wow. Abia aștept. E greu să nu te privesc în ochi pe bune. Mi-e foarte dor de tine. Nu știu dacă și tu simți la fel, doar că... Ai, nu dă mine. Nu ai dă mine, nu dă mine. Știu că mereu când plecam undeva, ți era dor de mine și mie mi-era dor de tine. Cumva cred asta. Și îmi pare rău dacă ești supărat. Că... Sunt supărat? Nu pot să mă bucur de fericirea ta acum. Doar că am foarte multe lucruri să-ți spun și sunt lucruri pe care nu am putut să ți le arăt și să ți le demonstrez aici. Mamă, ce trapez am. Și îmi pare rău. Aia nu era cu slime. Dar vreau să știi că eu m-am îndrăgostit. Nu mă îndoiesc de tine. El nu știe ce simt eu. El nu știe cât simt eu. El nu știe cât de mult îmi doresc să fiu cu el. Și acasă, realmente vorbind, e mult mai greu să transmit niște lucruri. Probabil o să încerc, adică cu siguranță vom vorbi. Nu cred că se așteaptă să mă întorc. Mi-a spus că știe că nu l-aș primi înapoi. Mi-a spus că nu e adevărat. Vreau șansa să-i dovedesc că simt într-adevăr foarte multe. Vreau șansa să-i dovedesc că sunt dispusă să lupt pentru el și acum și acasă și oricând. Vreau să mă vadă. Vreau să mă vadă mai bine decât l-am văzut până acum. Vreau să mă vadă exact cum sunt și vreau să vadă tot. Tot. Tot ce simt. Doamne, vreau atât de multe lucruri cu el. Nu pot să-ți închipui. Vreau... De la
rahat, vreau să mergem să mâncăm sushi, vreau să ascultăm muzică, vreau să cântăm împreună. Mi-e dor și de mirosul lui, am căutat haine în bagaj care să mai miroasă el și n-am găsit nimic. Mi-e dor de tot. Și nu cred că... Nu cred că putea să fie așa dacă nu era pe bune. Ce nu credeam că o să fie Andrei, nu credeam. Lasă-mi la picioarele dacă nu lipsește tot, tot. Și până zi sprânceana aia lui tăiată pe care nu o să vorbune și glumele, tot. Lipsește tot, lipsește el. Dar a venit Alexandra și mi-a dat lumea peste cap. Lasă-mă cum e că o faci.